Iubită biserică, vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați, capitolul 22, unde vom citi versetele 1 și 2. 2 Împărați, capitolul 22, vom citi primele două versete. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Edida, fata lui Adaia din Boțcat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Amin. Mulțumesc, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Fiecare tată sau mamă se bucură într-un fel special de copiii pe care îi are, chiar dacă se bucură și vecinii, rudele și prietenii. Ce vreau să spun este faptul că eu încerc o emoție și o admirație specială pentru tinerii din aceste două formații și pentru liderii lor. Eu știu de unde au plecat ei, știu cât au muncit și am o mare admirație pentru ei. Sunt oameni cu minți și frumoși la suflet, liderii lor sunt oameni pocăiți, sunt buni lideri, și încerc un sentiment de liniște și de bucurie atunci când în biserică este pace, tinerii cresc și cresc drept. Cred că aceasta este misiunea noastră pe pământ, să mergem spre cer și să mergem însoțiți de casa noastră și de cât mai mulți oameni. În această dimineață, în această dimineață aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt al Domnului inspirat din textul pe care l-am citit. Pe de o parte este o predică biografică. Mulțumesc. Pe de o parte este o predică biografică și cred că aplicația ei este una profundă și nimerită pentru generația noastră. Aș vrea să vorbesc despre trezire și reformă. Am citit despre împăratul Iosia, despre care Biblia spune că este singura persoană din istoria omenirii, excepție făcând Mântuitorul Iisus Hristos, a cărui naștere a fost prorocită cu aproximativ 300 de ani înainte să se nască. Iosia a fost regele cu numărul 17 din regatul de sud, din Iuda, și bărbatul acesta a domnit 31 de ani la Ierusalim, capitala regatului de sud, începând cu vârsta de 8 ani. Regatul de sud, Iuda, a avut 19 împărați. Ei au domnit într-o perioadă de 344 de ani, de la moartea lui Solomon din 586 până când babilonienii au distrus regatul de sud. Din punct de vedere al influenței pe care acest bărbat a avut-o în țară, Biblia îl așează pe locul 3 după Moise și David. Niciodată în viața mea de credincios nu mi-am putut imagina de ce predicatorii nu vorbesc la nivelul excelenței despre Iosia, așa cum vorbește Biblia. Pastorii, credincioșii, bisericile Domnului în general iubesc trezirea spirituală, însă puțini oameni sunt dispuși să plătească prețul mare pe care îl implică trezirea spirituală. Atunci când vorbim despre trezire spirituală, trebuie să amintim cel puțin două lucruri importante. Primul dintre ele este faptul că trezirea este starea de excelență spirituală, motiv pentru care are foarte mulți dușmani. Ignoranța este unul dintre ei. Oamenii nu știu. Nu știu ce să facă. Indiferența este al doilea. Oamenii împlinesc ușor forme, obiceiuri și tradiții, în mod mecanic. Indisciplina este un alt dușman. Oamenii nu-și impun un stil de viață. Oamenii nu se disciplinează. Oamenii trăiesc purtați de valul obișnuinței. Inconsecvența. Oamenii obosesc și după o perioadă relativ scurtă renunță. Nu ați întâlnit în familie sau în biserică oameni care să spună: m-am săturat? Un al doilea motiv este faptul că trezirea nu este un scop în sine, ci este un mod de a ajunge la reformă spirituală. Cine nu înțelege diferența între trezire și reformă,
nu are cum să treacă prin trezire și prin reformă. Trezire înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu, să-L vezi, să-L auzi, să-L cunoști și să-L urmezi. Însă reforma înseamnă să-L imiți pe Dumnezeu, să te sfințești cum este Dumnezeu Sfânt. Mulți oameni experimentează trezirea, dar nu ajung la reformă. Multe biserici și comunități religioase experimentează trezirea, dar nu ajung la reformă. Trezirea este o stare de emoție, de bucurie, de entuziasm. Reforma e o stare de schimbare, e o stare de sfințenie. Trezire nu înseamnă sfințenie, ci înseamnă un entuziasm care ar trebui să te ducă la sfințenie. Înseamnă descoperirea lui Dumnezeu și a sfințeniei Lui. Înseamnă să-L vezi așa cum e și să te miri că ani de zile tu nu ai știut că este așa. Dar pe fondul acestei stări, dintr-o dată nu-ți mai poți permite să rămâi ca înainte și iei decizii care te schimbă, care îți modifică prioritățile și valorile vieții. Aia se numește reformă. Faci reformă în viața ta, dincolo de starea de entuziasm, ceea ce numim noi har. Dincolo de starea de bucurie și de emoție, te hotărăști să schimbi viața în mod concret, în aspectele practice. Foarte mulți oameni simt multe stări, dar nu se schimbă. Ei rămân aceiași oameni în nivel comportamental, în nivel relațional. Ei nu se disciplinează, nu se corectează, deși în interiorul sufletului lor experimentează emoții puternice și adânci. Trezire este ceva ce se petrece în interior. Reformă este ceva ce se exteriorizează în schimbare, în sfințenie, se modifică viața, se modifică comportamentul. Trezirea nu schimbă nimic, trezirea conduce la schimbare. Reforma este cea care schimbă. Este cineva în biserică care se întâlnește cu Dumnezeu într-un moment de rugăciune sau într-o altă circunstanță și el se miră că și-a putut trăi viața la un nivel de mediocritate și atunci spune, de astăzi înainte, eu mă voi ruga o oră pe zi sau 30 de minute sau 5 minute, de astăzi înainte, eu nu mai clevetesc împotriva nimănui, de astăzi înainte, eu nu mai judec pastorii și nu mai judec dirijorii, de astăzi înainte, eu îmi cer iertare de la soția mea sau de la soțul meu, ori de câte ori o văd ofensată în mod justificat de comportamentul meu. De astăzi înainte, asta nu-i trezire, asta e reformă. Trezire este ce simți în interior ca o reacție la ceva anume. Dar reforma spirituală este ceea ce faci în urma trezirii. Foarte mulți oameni experimentează trezirea, dar nu reforma. Nu fac nimic. Nu există niciun rod al emoției și al bucuriei lor. Și bucuria se stinge și în urmă nu rămâne nimic. O astfel de trezire este o lucrare făcută pe jumătate. Imaginați-vă următorul lucru. Un om doarme și se trezește, dar rămâne pe marginea patului până seara, nu lucrează nimic și se culcă la loc. De ce s-a trezit? Este ca și cum nu s-ar fi trezit. Acum imaginați-vă doi oameni. Vine dimineața, unul se trezește, celălalt nu. Cel care nu s-a trezit doarme până seara. Cel care s-a trezit, dar rămâne în pat. Care e diferența dintre ei? Niciuna. Orică s-a trezit și stă în continuare în pat fără să lucreze, orică nu s-a trezit și tot în pat stă fără să lucreze. Scumpii mei, trezire înseamnă să te ridici din pat, nu doar să te trezești. A te trezie una, a te sculai alta. Uneori împreună cu liderii din biserică facem acțiuni de dimineață și când ne întâlnim la biserică se vede pe fața noastră că suntem somnoroși și eu îi întreb, te-ai trezit doar sau te-ai sculat doar sau te-ai și trezit? Scumpii mei, aș vrea să vorbim astăzi despre trezire spirituală și despre reformă. Atunci când vorbim despre aceste două lucruri, orizontul nostru biblic și teologic se lărgește. Înțelegem mai bine amănuntele împărăției lui Dumnezeu și ne predispunem, ne confruntăm cu provocarea de a ne schimba în detalii. Viața noastră este schimbată în mare, dar sunt multe detalii, multe aspecte mărunte ale vieții noastre care au nevoie de corectări. Privind la Biblie, observăm că Biblia ne oferă exemplul acesta de trezire și de reformă din viața lui Iosia, unul dintre cei mai mari împărați ai lui Iuda. Eu îl numesc, după David, cel mai mare. Israelul, după domnia lui Solomon, s-a împărțit în două. Regatul de Nord, cu capitala la Samaria, și-a avut 19 împărați,
Și regatul de sud cu capitala la Ierusalim și-a avut 20 de împărați. Regatul de nord n-a avut niciun împărat bun. Regatul de sud a avut 8 împărați buni. Au existat 3 împărați ai regatului unit înainte de dezbinare. Saul, David și Solomon. După Solomon, țara s-a rupt în două. Au fost 2 regate, 2 părți. Prima parte a căzut sub asirieni, regatul de nord. A doua, sub babilonieni, regatul de sud. Iosia a fost cel mai bun împărat al regatelor dezbinate, al regatului de sud. Acum, privind la biografia acestui bărbat, aș vrea să privim ce s-a întâmplat în viața lui și cum a ajuns el la trezire și apoi la reformă. Și facem lucrul acesta pentru ca să ne instruim. Și predica aceasta are și un caracter pedagogic. Biblia, primul lucru pe care ne-l spune, este avertizarea cărții legii. Observați că împăratul a dispus restaurarea casei lui Dumnezeu. Cine îl iubește pe Dumnezeu, iubește casa lui Dumnezeu. Altfel spus, atât iubește un om pe Dumnezeu, cât îi iubește casa. Dacă cineva nu are respect pentru soția mea, iertați-mă că vă spun, dar să știți că eu cred că nu aveți respect pentru mine. Cine mă respectă pe mine, îmi va respecta soția. Și respectul pe care mi-l datorează mie, îl va manifesta față de ea, chiar dacă el crede că ea nu-l merită, dar din respect pentru mine, îi va da respectul meu ei. Este imposibil să-l respecti pe Dumnezeu și să fii indiferent de casa lui Dumnezeu. Eu știu sigur că cine este indiferent față de casa lui Dumnezeu, este indiferent față de Domnul. Probabil nici el nu știe, pentru că ignoranța este mama tuturor relelor. Observați că acest împărat a dispus restaurarea casei lui Dumnezeu. Un Dumnezeu mare nu poate avea o casă mică. De obicei, oamenii care au bani mulți nu umblă cu mașini vechi și nici cu mașini ieftine. Nici noi nu am umblat cu astfel de mașini, dacă am avea posibilități foarte mari din punct de vedere financiar. Sigur, eu vorbesc despre reguli, excepții sunt cu grămada și excepția niciodată nu desfințează regula, ci doar o întărește. Ceea ce subliniem la acest împărat este faptul că el a dispus restaurarea casei lui Dumnezeu. Bărbatul acesta a descoperit că Dumnezeul acesta este infinit. A avut un sentiment de respect adânc, de adorare fără limite. Și atunci a spus următorul lucru: este imposibil un astfel de Dumnezeu să aibă o astfel de casă. Casa era plină de praf. Ușile, dacă le deschideai de la templu, scârțâiau. Nu se mai folosea templu. Toți se închinau la Baal și la Astartea pe dealuri. Era templul idolilor și evreii mergeau acolo. Poporul era idolatru. Era apostazie în țară. Nimeni nu-l slujea pe Dumnezeu. Și atunci bărbatul acesta a spus următorul lucru: dacă eu îl respect pe Domnul, voi face curățenie în casa lui. Și toată dragostea mea față de un Dumnezeu pe care nu-l văd, pe care nu-l pot îmbrățișa, pe care nu-l pot mângâia, căruia nu-i pot face niciun cadou, nu se poate manifesta altfel decât față de casa lui pe care o văd, pe care o pot îmbrățișa, pe care o pot mângâia și căruia îi pot face daruri. Și atunci tot ce simțea pentru Domnul a manifestat pentru casa acestui Domn. Și uitați ce face el: cheamă pe leviți și pe preoți și spune: luați tot aurul care există, dați-l la un grup mare de meșteri ca să remodeleze casa lui Dumnezeu, să o curețe, pentru că oamenii nu-l văd pe Dumnezeu niciodată, dar îi văd casa. Un om harnic n-are o casă murdară, un om mare n-are o casă mică care cade pe el. Omul acesta a înțeles că așa cum e turcul, e și pistolul, vorba bunicii mele care spunea comparația aceasta, vrând să spună că un om de treabă, toate lucrurile sunt de treabă, iar un om de nimic, toate lucrurile din viața lui sunt de nimic. Îl cunoști pe om după lucrurile care le are. Dacă un om umbră cu haine murdare, îți face o părere nu de hainele lui, ci de el. Hainele vorbesc despre el, cuvintele vorbesc despre el, totul vorbește despre el. În timpul restaurării templului însă, muncitorii au găsit în templu o carte, nici măcar nu știau ce carte este. Și al doilea lucru este faptul că împăratul a dispus citirea cărții. Cine îl iubește pe Dumnezeu, iubește cartea lui Dumnezeu. Eu îmi dau seama că un om care nu citește Biblia, el n-are chef să asculte sfaturile lui Dumnezeu. Este ca atunci când intervine surzenia psihică în relația cu tata. Tata îl ceartă și el pur și simplu se închide, se încuie.
Tata vorbește, el îl suportă 10 minute, știm că cam atâta durează și după aceea e liber. Dar nu-l mai aude, asta se numește surzenie psihică. Cineva vorbește, te uiți prin el, dar tu nu auzi. De fapt, poate l-auzi, dar nu-l asculți. Ei, în momentul în care un om nu citește Biblia, această atitudine nu vorbește doar despre relația lui cu Biblia, vorbește despre relația lui cu cel care este Dumnezeul Bibliei. Cine iubește cartea, nu o iubește pentru că are coperți negre, o iubește pentru că sunt cuvintele înmănunchiate ale lui Dumnezeu, adică cuvintele strânse, colecționate și puse între două coperți numită Biblia. Cine iubește cartea aceasta și o împlinește dându-și viața pentru ea, nu pentru cartea aceasta face așa, ci pentru Dumnezeu, ale cărui cuvinte sunt scrise în cartea aceasta. Dragostea noastră pentru această clădire nu e pentru clădirea aceasta, este pentru Dumnezeul acestei clădiri, pentru proprietarul acestei clădiri. Tot ce simțim noi pentru casa asta, nu e pentru casa asta, ci este pentru Dumnezeu, pentru că noi nu-L vedem pe Dumnezeu. Noi nu L-am văzut niciodată cu ochii din carne. Noi nu L-am îmbrățișat, noi nu ne-am putut manifesta dragostea față de El. Cum ne manifestăm noi dragostea față de soție? O îmbrățișăm, o sărutăm, o pupăm, o mângâiem. Fiecare dintre noi avem oameni dragi față de care ne manifestăm dragostea în maniera asta. Dar cum îți manifesti dragostea față de Domnul? Că nu-L vezi. Nu-L poți mângâia și săruta niciodată. Dar Dumnezeu are pe pământ o casă și tot ce simți în suflet pentru El, faci pentru casa asta. Și dacă vezi o scamă, te apleci, o ridici și spui așa: Dumnezeul pe care eu îl cunosc nu poate avea o casă în care există o scamă. Iar dacă există, eu o să o iau. Nu o iau pentru casa asta. Nu sunt un fanatic, nu sunt un constructor, nu sunt un arhitect, dar sunt un iubitor al lui Dumnezeu. Și dragostea mea față de Dumnezeu nu mi-o pot manifesta altfel decât față de casa Lui și decât față de cartea Lui. Cine iubește casa lui Dumnezeu și cine iubește cartea lui Dumnezeu, acela îl iubește pe Dumnezeu. Cum poate cineva să mă respecte pe mine și să-mi disprețuiască familia? Cum poate cineva să mă iubească pe mine și să-mi lovească membrii familiei? Privind în carte, observăm că atunci când împăratul a descoperit cartea, a pus pe cineva să citească și când a auzit ce scrie în carte, el și-a rupt hainele. El și-a dat seama că aceste cuvinte nu au fost ascultate de generația care a murit, părinții, bunicii, străbunicii lor. Și pur și simplu atât de puternică era dragostea și pasiunea lui pentru Dumnezeu, încât cuvintele acelea le-au devastat. Când a auzit el despre pocăință, despre un Dumnezeu trădat, călcat în picioare și înșelat, despre niște credincioși infideli care pur și simplu au nevoie de binecuvântări, dar nu și-asumă nicio responsabilitate, omul acesta nu și-a putut imagina că părinții lui, bunicii lui, străbunicii lui au fost oameni așa de mici în interiorul lor și și-au rupt hainele. A fost expresia disperării, a fost expresia dezamăgirii lui, a fost expresia iubirii lui față de un Dumnezeu trădat de oameni. Atunci a înțeles el cât a iubit Dumnezeu poporul acesta și poporul acesta a stat cu spatele la Dumnezeu. Scumpii mei, ați auzit de prorocul mic numit Osea? Dumnezeu l-a trimis pe prorocul acesta să predice Evanghelia și el a mers și a predicat, dar fără nicio pasiune. Și Dumnezeu i-a spus: omule, predică cu pasiune, eu sunt trădat de poporul acesta. Și ca să înțelegi tu cum stau lucrurile între mine și poporul acesta, am să spun următorul lucru: eu sunt ca un soț, iar poporul acesta este ca și soția mea. Și soția l-a trădat pe bărbat și bărbatul a iertat-o și ea din nou l-a trădat și bărbatul a iertat-o din nou și ea din nou l-a trădat și bărbatul din nou a trădat-o, femeia din nou l-a trădat și el din nou a iertat-o. Omule, eu sunt ca un bărbat trădat și poporul meu este ca o femeie, ca o soție infidelă. Tu poți să pricepi asta? Du-te și predică. Și el se duce și predică din nou fără niciun pic de pasiune. Și Dumnezeu spune: vină înapoi. Ok, nu mai predici, te duci, te însori. Ok, dar te însori cu cine, spun eu? Te însori cu o curvă, cu o prostituată. Dacă citești doar versetul ăsta din Biblie, nu mai vrei niciodată să fii credincios și nici nu mai vrei vreodată să-L urmezi pe Dumnezeu. Dacă nu înțelegi de ce Dumnezeu a spus asta, ai mari dificultăți să citești asta în Biblie. Du-te și căsătorește-te cu o prostituată. Osea se duce și se căsătorește cu o prostituată.
Toată rușinea pe care a avut-o această stricată a luat-o asupra lui. A îmbrățișat-o pe această îmbrățișată de toți. A luat-o acasă, a pus-o la inima lui și a făcut-o nevasta lui. Și o vreme ea a fost soția lui. Apoi s-a întors la stricăciunile ei. Și omul acesta a încercat o gelozie fără sfârșit. Dar pentru că era misiunea lui, când ea s-a întors de la nebuniile ei, el a primit-o și a iertat-o. Dar ea a plecat din nou. A primit-o și a iertat-o, dar ea a plecat din nou. Și atunci a ajuns la capăt și a spus, Doamne, nu mai pot. Și Dumnezeu i-a spus, acum ești ca mine. Intenționat te-am implicat în experiența asta, ca să mă înțelegi, că altfel nu mai fi înțeles. Cu mintea nu mai fi putut înțelege. Dar te-am pus într-o experiență ca a mea, ca să-ți dai seama cum ar trebui să predici pentru un Dumnezeu trădat, înșelat, dezonorat, în timp ce iartă din nou și din nou, iar oamenii se întorc din nou și din nou la infidelitățile lor. Vreau să vă întreb în această dimineață, nu cumva facem parte din categoria de ființe numite oameni, toți oamenii aceștia l-au înșelat pe acest Dumnezeu. Toți i-au întors spatele când le-a mers bine. Toți s-au întors cu fața când au ajuns în necaz. Iar acest Dumnezeu ne-a deschis ușa când am bătut la ușa Lui și ziua și noaptea. Și uneori noi îl uităm pe Domnul. Uneori contează mai mult plăcerile noastre decât dedicarea noastră pentru El. Uneori suntem ambițioși și răutăcioși și nu iertăm pe frați și nu iubim pe frați și ne purtăm rău chiar cu cei din casa noastră. Și Dumnezeu din nou și din nou spune următorul lucru. Ești un infidel care trebuie să te pocăiești și să lași idolii, automatismele comportamentale care îți conduc viața. Întorcându-ne la acest om al lui Dumnezeu, la Iosia, observăm faptul că în Scriptură Biblia ne prezintă că el a dispus să se curețe casa lui Dumnezeu. Când a găsit cartea, a dispus să fie citită cartea lui Dumnezeu. Apoi a dispus ca preoții să caute voia lui Dumnezeu. Omul acesta nu a mai putut sta în ignoranță. El pur și simplu a dispus să se afle voia lui Dumnezeu și a spus, mergeți la un proroc și întrebați-l pe Domnul pentru mine. Au mers la prorocița Hulda și s-au întors cu următorul mesaj. 1. Israelul va fi distrus din cauza stilului de viață păcătos, dar împăratul va fi iertat și binecuvântat pentru că s-a pocăit de păcatele lui. Orice pocăință iartă păcatele făcute până atunci. Pocăința este singura atitudine a unui om pe care o poate avea ca să îi se ierte păcatul. Și când omul se pocăiește, orice păcat pe care l-a făcut este iertat, dacă îl mărturisește și dacă îl părăsește. Dacă îl mărturisește și dacă îl părăsește. Orice păcat. 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. Dacă voi, atunci și eu, dacă voi vă mărturisiți păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să vă ierte păcatele. Și a doua parte a versetului 7, sângele lui Iisus Hristos vă curățește de orice păcat. De orice păcat. Aceasta este ceea ce ne spune Biblia despre Iosia. Însă, aș vrea să privim în carte și să observăm cum a alcătuit el planul reformator. El a avut un moment de trezire spirituală și în urma acestei treziri, el alcătuiește reforma. Reforma nu se poate face de un om care doarme. Reforma se face doar de oameni care se trezesc. Dar când un om se trezește, să nu-și închipuie că a făcut totul, trebuie să pună mâna la treabă. Că numai cei care se trezesc pot munci, cei care dorm doar visează. Și uitați ce a făcut el. Are o întâlnire de sfătuire cu bătrânii poporului. Scriptura ne spune că el a avut o întâlnire de sfătuire cu bătrânii poporului. Nu am citit în carte despre lucrul acesta, dar Biblia ne spune cum el a dispus ca să se strângă preoții, să se strângă liderii, pentru că el vrea să aibă un moment de sfătuire cu ei. Iosia a fost un om care a lucrat în echipă. Oamenii lui Dumnezeu lucrează în echipă. Hristos n-a fost un însingurat. Hristos nu a fost un individualist.
Hristos a avut atâta pocăință, atâta decență, atâta înțelepciune, atâta omenie, încât să-i poată suporta pe alții lângă el. Iar acei alții au fost oameni foarte dificili. Să începem cu Petru și să terminăm cu mine. Toți oamenii din jurul persoanei lui Iisus sunt oameni foarte complicați, sunt oameni foarte dificili. Unii au probleme cu țigările, alții au probleme cu alcoolul, alții au probleme cu pornografia, alții au probleme cu cearta, cu invidia, cu mândria, cu lăcomia, cu furtul, cu nebunia și cu o grămadă, milioane de probleme. Oamenii din jurul lui Iisus Hristos sunt oameni complicați, sunt oameni dificili, sunt oameni cu slăbiciuni, sunt oameni plini de păcate, sunt oameni peste care planează mânia lui Dumnezeu, sunt oameni dați în urmărire generală datorită păcatului în care ei trăiesc. Și totuși, El i-a luat pe toți și a spus, veniți la mine. Nu i-a trimis la secretară, a spus, veniți la mine, veniți la mine. Știi când ai simțit iertarea de păcate? Când ai mers la El. Știi când ai fost vindecat? Când ai mers la El. Știi când ai primit liniște? Când ai mers la El. Știi când spui, Doamne, necaz, boală sau bucurie, nici nu mai mă interesează, vreau să fiu în voia Ta. Știi când poți să spui asta? Când te duci la El. Acela este locul unde te așteaptă Dumnezeu. Crucea este locul unde și-a dat Hristos întâlnire cu toți oamenii, ca mine și ca dumneata, oameni unde se rezolvă, locul unde se rezolvă problemele oamenilor. Omul acesta a lucrat în echipă. E ușor să lucrezi singur, că nu are cine să te enerveze. Însă e foarte greu să lucrezi în echipă. Știți de ce divorțează oamenii din familie? Pentru că nu-l suportă pe celălalt. Orică e prea încet, orică e prea rapid. Orică țipă, vorbește prea tare, orică vorbește prea încet. Orică vorbește mult, orică vorbește puțin. Dar nu întotdeauna când divorțezi spui că celălalt e rău. Nu întotdeauna. Observați ce se întâmplă. El poate să lucreze cu oamenii. Îi cheamă și lucrează cu el. Niciodată nu o să poți face treabă singur, că te pricep doar la un lucru, maxim la două. Numai românii se pricep la toate, adică la nimic. Când un om spune că le știe, face pe toate, să-i spuneți, o să te mai sun și să nu-l mai sunați niciodată. Feriți-vă de oamenii care se pricep la toate lucruri, predică bine, cântă bine, casierește bine, secretarește bine, face ordine bine, construiește bine, pentuiește bine, drăivuiește bine, fugiți de ăștia, ăștia nu se pricep la nimic. Oameni buni, noi nu avem capacitatea să știm face două, trei lucruri bune. Nu, putem să facem două, trei lucruri rău, dar un lucru foarte bine, numai unul știi să faci. De aceea Dumnezeu a împărțit și a dat darul oamenilor. Pe unul a făcut așa, pe unul a făcut așa, așa spune Scriptura. Unul i-a dat darul său, unul i-a dat darul său, unul i-a dat darul său. Fiecare are un dar, poate chiar două, unii poate au trei. Dar nimeni nu le are pe toate, numai Dumnezeu care le împarte oamenilor. Oamenii lui Dumnezeu care fac reformă. Reforma nu se face în individualitate și în ură și nesuferire, în dispreț, ironie și invidie. Nu, reforma se face în unitate. Te iubesc, te suport, îmi place de tine, accept să lucrez cu tine, voi rămâne lângă tine, dacă greșești îți voi da o șansă, când greșești o să vin să-ți spun, să știi că nu sunt supărat pe tine dacă nu te-am anunțat că sunt, să nu mă suspectez că te urăsc, când am o problemă cu tine, te chem deoparte, numai între mine și tine și spun, David, vreau să-ți spun că undeva în inima mea sunt rănit, de ce frate Luigi, uite David de ce? Și atunci tu ai posibilitatea să spui sorry frate Luigi și eu spui dacă ai spus sorry, cum m-a iertat Dumnezeu pe mine, așa te iert eu pe tine. O luăm de la capăt și am uitat. Așa fac oamenii lui Dumnezeu. Nu mai spune că l-ai alb, că l-ai negru, că l-ai înalt, că l-ai mărunt. Păi dumneata, cu cine poți să lucrezi? Cu ungerii care nu există între noi? Nu se face reformă cu oameni care nu suferă pe alții, cu oameni care numai ei vor cheia, cu oameni care nu mai vor la microfon, nu se face reformă cu oamenii ăștia. Ăstora le trebuie imperii, nu împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu se lucrează în echipă. Suportă-l pe omul ăla de lângă dumneata, învață-l dacă nu știe, arată-i dacă nu pricepe, ceartă-l dacă greșește, dar nu-l omorâ, că e un suflet ca dumneata. Dacă ești un pic mai deștept, bucură-te, nu te supăra, că nu ți-ar place să fii ca el. Și dacă ești un pic mai deștept, ajută-l și pe el, că nu toți au în aceeași măsură înălțime, putere, vedere ageră sau pricepere. Nu toți, Dumnezeu a dat darurile la oameni cum a crezut el. Fii un om bun, împarte-ți banii cu alții, împarte-ți înțelepciunea cu alții, împarte-ți scaunul cu alții. Nu există bucurie mai mare decât să crești oameni, decât să-i educi, decât să-i instruiești, să-i vezi pe alții care crezi lângă tine și în timp ce nu știau vorbi, acum știu vorbi. Și dacă nu știau predica, acum știu predica. Și dacă nu știau cânta, acum știu cânta.
Știi ce se întâmplă? Când pleci acasă, spui, Doamne, îți mulțumesc atât cât am trăit, mult sau puțin, am trăit cu rost și în urma mea rămâne ceea ce tu ai așteptat să rămână. Scumpii mei, putem muri la 120 de ani, dacă murim degeaba, am făcut doar umbră pământului 120 de ani. Iorga spunea, nu lungimea vieții hotărăște cât de mult ai trăit, ci intensitatea vieții. Ce ai făcut în anii pe care i-ai trăit? Că poți trăi mult fără să faci nimic sau poți trăi puțin și să faci o grămadă. Uitându-ne la carte, observăm că el a avut o întâlnire de închinare cu poporul. El a citit Biblia și apoi a chemat poporul să citească Biblia. El a făcut un angajament cu Dumnezeu și apoi a chemat poporul să facă un angajament cu Dumnezeu. Nu voi cere nimănui să facă ceea ce eu nu fac. Nu voi cere nimănui să fie punctual dacă eu nu sunt punctual. Asta nu înseamnă că eu sunt perfect. Eu nu sunt perfect. Vreau să știți că vreau să fiu, dar nu sunt perfect. Am o grămadă de lucruri cu care mă lupt. Am o grămadă de lucruri care sunt pe masa mea și vreau să le fac diferit mâine dacă mai trăiesc. De când îl cunosc pe Domnul, vreau să fiu altfel. N-am ajuns cum vreau să fiu, dar sunt puțin diferit de acum 30 de ani. Însă nu spun nimănui să fie punctual dacă eu nu sunt. Nu spun nimănui să se îmbrace la costum și cravată dacă eu nu sunt îmbrăcat așa. Nu spun nimănui să fie serios dacă eu nu sunt. Nu spun nimănui să fie sau să facă lucruri pe care eu nu sunt și nu le fac din principiu. Iosif a fost un om care ceea ce a făcut, el a spus poporului, veniți după mine. Pavel, observați că a făcut același lucru, el a spus următoarele cuvinte, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Cum poate cineva să te urmeze dacă stai pe loc? Al treilea lucru pe care Biblia ni-l prezintă aici este faptul că omul acesta a abordat reforma spirituală. A făcut o reformă în casa lui Dumnezeu, a scos idolii afară, a dărâmat casele sodomiților. Vă puteți imagina că în curtea templului sodomiții homosexuali aveau case personale, își construiseră așa niște căsuțe. În curțile casei lui Dumnezeu, sodomiții își construiseră niște case. Ăsta le-a dărâmat, le-a spulberat, le-a făcut praf, le-a făcut ce trebuia, afară. Păi da, așa? Asta e casa lui, păi nici în curtea mea nu o să-i primesc să stea, dar în casa lui Dumnezeu. Păi mi-am pierdut mințile? Cum pot eu să-i las să facă în curțile casei Domnului așa ceva? Pe ei? Apoi, omul acesta a făcut reformă în oraș. De pe dealuri a dărâmat toate lemnele acelea care erau înfipte în pământ la care se închinau oamenii. Le-a ars și cenușa a aruncat-o în pârâu. Apoi a făcut reformă în toată țara. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că omul acesta la un moment dat moare și oamenii buni și oamenii răi mor. E o lege a vieții. Cine se naște trebuie să știe că va muri într-o zi. Moartea nu e o nenorocire, decât numai dacă ai trăit urât. Dar ceea ce mă surprinde pe mine este faptul că după ce omul acesta moare, poporul se întoarce la păcat, la apostazie și la toate relele din care i-a scos împăratul. Știți ce îmi spune asta? Că orice popor, oricât de educat ar fi, oricât de organizat ar fi, dacă nu își înlocuiește liderul bun cu un alt lider bun și rămâne fără un lider bun, se vor întoarce din nou la păcat. Un popor e bun pentru că are un lider bun. Dacă vezi o mașină mergând drept, să nu-i spui la mașină felicitări, că mașina merge cum o conduce cel care e la volan, la șofer să-i spui felicitări. Nu mă înțelegeți greșit, nu este o afirmație psihologică ca să vă întorc privirile spre pastor. Pastorii sunt oameni, dar să știți că Dumnezeu lucrează prin oameni. Nu există biserică bună cu un pastor rău în fruntea ei și nici nu există biserică rea cu un pastor bun în fruntea ei. E adevărat că e nevoie de ceva timp ca să schimb lucrurile, dar vreau numai să spun, când veți intra într-o biserică unde întâlniți prezența Domnului, o biserică organizată și așezată, să știți că în spatele acestor lucruri care urmează pe Domnul, există un grup de oameni care plâng, care iubesc, care iartă, care uneori își neglijează familiile pentru ca să împlinească voia lui Dumnezeu și interesele împărăției sale. Scumpii mei, am vrut să vă spun în dimineața aceasta următorul gând. Cine se întâlnește cu Dumnezeu se trezește și cine se trezește se schimbă și se sfințește.
Cine doarme, în primul rând, trebuie să se trezească și cine s-a trezit trebuie să se apuce de treabă. Aș vrea să vă chem în această dimineață să vă gândiți la următoarele lucruri. Eu sunt treaz? Dacă da, de ce nu lucrez? Amin.